să vin în fața dumneavoastră des, să vă prezint așa, m-am făcut totdeauna, ce se întâmplă în Partidul Democrat Liberal. Am început acțiunea de întărire, pentru că nu se pune problema reorganizării organizațiilor locale a Partidului Democrat Liberal, ținând seama că avem 45 de primari și aproape, cum să spun, încă pe atâția puteam să obținem, dar sunt numai 78 de unități administrative. Dacă eram mai atenți și nu aveam valul acela de antipatie politică acum un an de zile. Deci, în ceea ce privește partidul, am început o muncă de organizare a întăririi organizațiilor locale, pregătirea pentru europarlamentarele din mai 2014. Obiectivul nostru pe care l-am discutat la ultima ședință este acela de a câștiga detașat alegerile pentru Parlamentul European în județul Alba și o vom face, avem și cu ce și cu cine, vom avea argumente și politice și administrative și în ceea ce privește personale și personalitățile din partid din județul Alba. Vreau să vă spun că am fost și sunt cel care a ridicat această problemă. Deja suntem, din punct de vedere organizatoric, pregătiți și am și pornit munca în teren. O acțiune internă și nu vreau să dau public cum lucrăm noi când dăm idei și la PSD și PNL. Însă vreau să vă spun că asta o facem. În ceea ce privește candidaturile, am solicitat biroului județean să ne gândim la variante, poziția, să spun, de la 1 la 8, pe liste de la 8 la 10, de la 1 la 15, deci sunt multe, mai multe variante în care vom avea un candidat, vom face campanie cu el în frunte și acesta va fi cel care va fi agreat de toate organizațiile locale. Acela va fi candidatul nostru. Deci toate organizațiile locale. Așa cum au fost desemnați candidații pentru Parlamentul României, fiind agreați de toate organizațiile locale din colegiul în care au candidat, așa doresc și așa va fi ca acel candidat al nostru pe listă, indiferent care e poziția pe listă, să fie agreat și stabilit de organizațiile locale din județul Alba. Vreau să vă spun că nu ne putem compara din punct de vedere al puterii organizatorice și calității umane cu alții. Suntem aceiași care am fost întotdeauna. Avem o legătură foarte corectă și permanentă. Și pentru dumneavoastră și pentru cei care sunt interesați, vreau să vă spun că de la începutul anului și până acum am trecut de două ori pe la fiecare organizație locală. Sub diverse forme ne-am întâlnit și, și suntem pregătiți. Partidul se dezvoltă și îl pregătim. Uite că vă dau și un secret, campania electorală pentru alegerile locale din 2016 începe odată cu campania pentru europarlamentare. Pentru că avem obligația și față de locuitorii județului Alba să rămânem cei mai tactici din acest punct de vedere. Deci cam asta ar fi. Omul